Nu toată lumea o să te placă. Cum nici tu nu placi pe toată lumea. Așa sunt lucrurile să fie făcute și nu poți face nimic în privința asta. Știu că este foarte dificil să înțelegi asta, mai ales atunci când nu te place persoana pe care tu o placi cel mai mult. Doar cu cât accepti asta mai repede, cu atât îți va fi mai bine mai repede. Pentru că dacă vei continua să tragi de ceva care nu este făcut să meargă, dacă vei încerca să convingi oamenii care nu te plac să te placă, singurul lucru care se va întâmpla va fi că la sfârșitul zilei, nici măcar tu nu o să te mai placi pe tine. Pentru că vei lăsa asta să se transforme în încredere, în ură, în regret. Și cineva a spus odată, să porți ură în suflet pentru cineva este ca și cum ai bea tu o travă și ai spera să moară altcineva. Tot ție îți faci rău la final. La sfârșitul zilei, tu o să fii cel care va suferi. Pentru că ai sta să tragi de oameni care nu te voiau și ai abandonat pe cei care te-au vrut. Așa că învață să accepți că nu toate relațiile sunt făcute să meargă, nu toate prietenile durează pe viață și nu toată lumea trebuie să te placă. Învață să-ți oferi timpul și energia celor care se bucură să te vadă și să vorbească cu tine. Nu face o prioritate din cineva care te consideră doar o opțiune.